Salutare, fraților, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră de Maps from Subs. De această dată ne voi juca pe o hartă trimisă de către Firuț, o hartă intitulată Andrei Fotbalistul. Și înainte să începem, v-aș juca pe toți să nu uitați să apăsați și vă butonul de like dacă susțineți seria și dacă vreți să apăsați în continuare. Ar fi chiar foarte tare dacă putea strânge noi peste 400 de like-uri pentru acest episod din seria noastră de Maps from Subs. Dar bun, hai să vedem ce ne-a pregătit nenea aici. Hai să citim uticărți de alte informații, poveste, reguli. Bun. Sper să nu se bugheze, cum se întâmplă de obicei, cu cărțile. Bun, informații. Salutare, Andrei, numele meu este David, dar pe contul de Google mă numesc Firuz David. Ți-am pregătit o mapă, sper să-ți placă, nu am folosit command blocuri numai la început pentru comenzi. No, bun, poveste și reguli. Poveste. Într-o zi te-ai gândit să te înscrii la o echipă de fotbal. Locuind în București, te-ai dus să dai probele la Steaua. Acolo te-au pus să treci peste câteva obstacole pentru a demonstra că ești un fotbalist bun. Vedeți, mă, știi și ce echipă îmi place? Ești nebun? Sau, nu știu, poate, just luck? Noi vei spargi blocuri, numai la mini survival, joacă pe Peaceful, have fun. Bun, hai să ne punem și noi pe Peaceful, totuși. Stai, cum o puneam pe Peaceful? O pându-l în game mode și dăm aici. Stai, mă. Nu știu cum o pun pe Peaceful. Options, Peaceful. What the fuck. Info, am citit, comenzi, apăsă-le pe toate. Opa, Peaceful. De fapt, uite, trebuia să spune doar să dau click aici, cam neautomat, game mode-ul pe Peaceful, acțiune, uite-te în chest, cuțit, gapple, pufferfish, arc și săgeți. Foarte tare, are infinite, are infinitate, n-avem noi stres cu chestii de genul ăsta și ne luăm și armura, ne-a pregătit aici o armură foarte tare. Mamă, ce nume! Ce că șapcă de YouTuber, tricou de YouTuber, kilos de YouTuber, și Adidas de YouTuber, what the fuck. Foarte tare. Începe. Tam. Tadam. Nivelul 1 TNT Run. How many just that you can? This is easy. Easy peasy lemon squeezy. Mă, TNT-urile astea mi se par, TNT Run-urile astea de fapt mi se par foarte ușoare. Nu știu cum să vă spun. Dar nu mi se pare nimic complicat să-ți apăsa pe Space și pe W ca să mergi în față, știi? Și să bagi sprintul, bineînțeles. Nivelul 2 parkour. Cream că am văzut eu greșit. Hai să vedem dacă mai pot, mai sunt în stare, oba, la ora asta, să fac și-o ceva. Ce scrie aici? Poți să-ți dai spawn point, asta e așa, să ne punem noi aici înapoi, să ne dăm spawn point, dacă ne zice el, ne dăm spawn point aici. Și dacă vă întrebați de ce, bă, că totuși, uite, filmează la 10 seara. Da, bă, e duminică 10 seara, dar gândiți-vă că n-am dormit deloc la noapte, pentru că n-am putut să dorm, am făcut live și la 7 dimineața eram în gară să le iau pe Roni. Că, după cum știți, am făcut și ieri un live cu Roni foarte, foarte tare, în care a venit la mine pentru că avea avionul la 9 seara și de la 7 dimineața la 9 seara a stat pe la mine. Ne-am văzut și noi, bă, nene, bă. E mai pitit ca mine. Ha-ha! The spawn point, felicitări, a terminat parkour-ul. Spawn point. Te-au foarte tare. Nivelul 3, mini survival. Uite ce mini survival drăguț, îmi place cum arată. Mă, dacă mai e să-mi dați așa nivele de mini survival sau mai știu eu ce, să... nu trebuia să spar frunzele astea, I'm sorry. Să faceți și voi, să arate cât de cât ok, știi? Că până la urmă la toate mini survival-urile facem același lucru. Și ca să le diferențiem așa un pic, faceți și voi să arate mai fain. Uite, ăsta chiar îmi place, e mai original decât celelalte, zic eu. Și chiar îmi place cum arată. Da, bun, mamă, pe 5 am ajuns să pun nici de bun. Ia uite, ne-a făcut și mină. De unde putem să ne luăm toate cele? Foarte tare. Dirt, nu. Și ce o torță? Stai, nu trebuie să spar torța. Că nu se mai vede nimic. Uite, acum se vede. Bă, îmi place foarte mult când se vede diamantul. Păi să-l spec cu ăsta. Chiar e foarte, foarte tare. Deci, ne facem pickaxe de stone. Așa trebuie să pun. Ne luăm repede pe jur 3 bucăți de iron și luăm și o bucată de căul ca să punem să prăjim cu căul, nu cu lemn, ca să rântocii. Opa, așa. Și acum așteptăm să se facă ironul nostru drăguț, deși cred că puteam puteam foarte ușor să trișez, adică frate, îmi puneam un bloc aici, că n-am zis că n-am voie să fac chestia asta și săream peste. Da, care mai era frumusețea mini survival-ului dacă făceam chestia asta, o lobicănuri. Bă, da, oricum, vedeți, chiar se vede că am muncit la hartă, uitați cât am muncit doar pe partea asta și să vedem ce se mai continuă în direcția aia. Ok, hai încă o bucată repede pe jur. Mă scarpin la ochi pentru că m-am iritat la ochiul drept, mai ales sunt vai de capul meu, tot ochiul roșu. Deci tot globul ocular este roșu, frate, nu înțeleg de ce. Dar, în fine, m-am scărpinat, mi-a intrat ceva în ochi și m-am scărpinat foarte mult, vreo 20 de minute și după s-a făcut tot ochiul roșu, zici că am fumat 14 joint-uri, nebun, ceva gen. Serios.
Ok, bun. Și în sfârșit ne-am făcut noi picul de diamond. Hai repede pe jos să spargem. What the fuck, e de greu se sparge. Vă vedeți cât de greu se sparge? Dude, awesome. Bă, cred că am trenat repede ministrul pe ăsta. Cred că n-a durat mai mult de un minut jumate. Dacă nu mă înșel. Dar bă, ne spargem și asta repede pe jos. Abă bagă mare. Că mâine mi-a trebuit la 6 dimineața și e 10, ar trebui să mă bag în pat. Nivelul 4! Trage la țintă! Trage la țintă! Ok, hai să tragem la stânga la... Bă, ne-a pus și... Voi vedeți? Ne-a pus și bannere. Steaguri ești nebun. Roșu! Pac! Bă, la naiba! Hopa! 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 Și! Hopa! Ce tare! Și mai e vreunul pe aici? A, nu, nu trebuie să ne teleporteze. Cream că trebuie să se întâmple ceva. But no. Nivelul 5. Dropper. Dă game mode 1 ca sursus. Ok. Deși, cred că puteți să ne pui și nou un command block. Aici, așa cum ai pus la spawn, pentru comenzare puteți pui un command block. Aici îți dau click și să mă teleporteze automat. Bine, pe mine nu mă deranjează, știi? Eu te spoiler. Ce tare. Ah, deci noi am început de acolo și uite, mai continuu. Să avem și un labirint și deja cred că știu pe unde să o iau. Să-mi fie rușine că știu pe unde să o iau. O luăm în stânga, gata. Bun, este un dropper mai special, trebuie să sar pe slime blocuri. Ok, uite așa. Oba, cu shift. Dacă ții shift-ul apăsat, nu te mai aruncă în sus. Și hai să ne arunce în sus, fie funny. Și acum shift. Ne-am rupt picioarele aici. Nivelul 6, trivia. Care este cea mai mare țară din lume? China, Luxemburg, Rusia. Dă spawn point, să-ți dăm spawn point. Și cea mai mare țară, după cunoștințele mele, este Rusia. Rusnacii ăștia sunt peste tot. Care este cea mai bună echipă de fotbal din România? Steaua. Îmi pare rău pentru Dinamovii sau Rapidii sau mai știu eu ce alți susținători. Al doilea război mondial, cine a vrut să cucerească Rusia? România, Vietnam sau Germania? Germania, tate, cine? Cine altcineva? România, auzi? Să cucerească România, Rusia, ești nebun? Cât face 5 plus 5 ori 5? 30. Hai mă, că nu schimbi. O știi omul ăsta ceva de ne pune întrebări de matematică? Nivelul 7, labirint. Redstone. Am cât redstone de aici. Deci să facem un șmechere de genul. Hop, așa. Perfect. Și aici carpet. Bă, n-am nevoie. Găsește leverul, apoi ușa. Ok, deci hai să o luăm în dreapta. O luăm așa după tactica Zăza Andrei. Dar mergem în dreapta, dar ne-am pus aici glowstone-urile astea. Și nu putem pune redstone pe... Sau ia asta e. Shift click, o merge, spunem pe... Nu merge, spui. Pe glowstone, dar nu-i bani, uite. Lever! Ha-ha! Hamâne, că nu-i greu. Și acum ne întoarcem, dacă știu eu bine. Și trebuie să o luăm în stânga. Pe aici. Nu? Pe aici? Nu, nu pe aici. Ok, atunci pe aici. Pe aici. Să moară. Nu, nici pe aici. What the fuck? Pa, mouse prost. Gata, aici în dreapta. Ha-ha! Ce le știe, Zăza Andrei, ești nebun, bine, nu că aș fi văzut de sus sau ceva. Pac! Bun! Nivelul 8, găsește ieșirea. Ok, sper să nu fie și ceva... Oh, yeah, uite, ceva, ceva. Exact la asta mă referam să nu fie... Bă, tipul ăsta vrea să mă omoare, din câte văd eu. Oh, de ce drăguț am găsit ieșirea și cred că ăsta este sfârșitul hărții, oameni buni, pentru că văd deja un zăzut și multe picănuri în sus către soare. Mamă, ce fain se vede soarele. Pare să-l specu așa. Perisel specul ăsta, cum se numește așa, cu luminile de la beacon. Felicitări, Andrei, ai trenat mapa, atrage multe ori de lever. La mulți ani! Cred că mereu când tragem așa de lever și bubuie artificiile zic la mulți ani. Eu, nu știu, obișnuință, frate. Că de obicei artificii cam acolo vezi când, nu știu, an nou, chestii de genul, știi? Nu uita să acorzi o notă mapei și spune dacă vrei să-ți mai trimi mape. Dar bă, fraților, cam asta a fost episodul, eu aș da un 8 spre 9 hărți pentru că a fost o hartă faină, a durat puțin, tel cam puțin, dar, na, chiar a fost o hartă faină, uite, se vede că am încet să ne dăști game-ul, să ne uităm așa cum arată harta, eu zic că se vede că am muncit băiatul. Și chiar s-a preocupat, adică știți foarte bine că toate hărțile care au fost făcute cu suflet, ca să spun așa, care au fost făcute din plăcere, sunt cele mai apreciate de mine și uite chiar asta eu zic că a fost o artă făcută din plăcere, special ca să o joc în această serie. Deci, da,
Băi, vreau să vă invitați să-mi trimiteți hărți în continuare pe adresa de mail hărți@minecraftlinuxromania.ro. Probabil voi face un clip, un tutorial cum să trimiteți hărți, că foarte mulți mă întrebați. Dar până una alta, îmi trimiteți acolo hărțile. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like dacă v-a plăcut episodul, pentru că mă ambiționează să postez cât mai multe episoade din această serie. Și ne vedem data viitoare. Eu sunt Andrei și v-am salutat pe toți. Ciao!